Domnilor profesori, au trecut rapid în viața noastră încă 3 ani. Au zburat ca niște păsări călătoare. Ne leagă amintiri frumoase ale unor momente care vor rămâne unice în viața noastră. Prietenii noi, copiatul la ore, scuze, simpatii sau antipatii pentru colegi, discipline, profesori și multe altele. Toate au făcut parte din viața noastră și ne-au oferit momente de neuitat. Știm că n-a fost ușor. Știm că nu mereu am fost pregătiți suficient de ore. Ba unii dintre noi uneori chiar au fost obraznici. Dar dumneavoastră ați înțeles că acesta este felul nostru, al fiecăruia, de a vă arăta că avem nevoie de dascăli ca dumneavoastră. Dascălii care știe să ne iubească pe fiecare exact așa cum suntem, să ne prețuiască, să ne ajute, să ne cunoaștem, să ne descoperim, să depășim dificultăți, să prețuim prieteniile. Să iubim cuvântul și cărțile și să ne formăm astfel niște caractere puternice, capabile să înfrunte viața adevărată. Anii de liceu sunt pentru noi o felie de viață trăită în același timp cu profesorii, modele de zbor a idumatfililor. Sunt stele care pătrund în adâncul sinelui, arbori înfrățiți cu profunzimea gândului. Roua dimineții, raza soarelui și briza de seara a nostalgiei sunt constante, asemenea omeniei profesorului. Descendenții ai meșterului Manole, pentru că în fiecare zi aveți o ană interioară pe care o zidiți iar și iar, pentru ca munca și creația dumneavoastră de profesori să dureze peste ani. În secolul al vitezei, cu oameni tot mai grăbiți și copii tot mai singuri, nu ușor să fiu profesor, dar nici imposibil. V-ați ales conștient și asumat această profesie din drag pentru copii și frumos. Fiecare dimineață, când ajungi în fața elevilor, când le vedeți evoluția, oricât de mică, când le vedeți sinici descris spre cunoștință, înțelegi că viitorul are semne bune. E onoare să fii profesor, dar mai ales e o mai mare responsabilitate, pentru că fiind profesor, ții în mâini viitorul unor copii. Dacă ții o pasăre în colivie, nu va învăța niciodată să zboare și tot restul existenței se va limita la un spațiu redus. Așa e și în cazul elevilor. Dumneavoastră, doamna Galina, îi împingeți din zona nepăsării și îi învățați cât de mare și cât de albastru este cerul și câte posibilități pot avea. Ce semeni, acei colegi, așa spune un proverb românesc, în calitatea dumneavoastră de semănători, de cunoștințe, de prinderi și de frumos, păsați din înțelepciunea bunelor prugari, care știu ce înseamnă să întârzi semănatul chiar cu o singură zi, întrucât de ea depinde viitoarea roadă. Astăzi ne luăm rămas până de la școală și dorim să-i mulțumim primii noastre învățătoare, Svetlana Miron, pentru primii pași făcuți spre viața dincolo de liceu. Ne-ați învățat să scriem, să citim, să prietenim și să respectăm. Sunteți un adevărat profesor dedicat activității sale, care a depus mult efort și forță în fiecare dintre noi. De aceea, meritați numai elevi recunoscători și harnici. Vom exprima mereu pietate pentru tot ceea ce ați făcut și ce am primit de la dumneavoastră. Pentru că doar datorită personalităților voastre mărețe, ajungem să înțelegem multe lucruri în drumul vieții. Datorită vouă ne putem mândri că suntem oameni. Vă mulțumim, vă apreciem. Vă respectăm și vă iubim pentru toată munca fără precedent ce o să rămânați în an de rândul fiecare generație. Mulțumim pentru faptul că ați fost adevărați părinți pentru noi. Ați educat și implantat în inimile noastre valori morale sacre. Ați încurajat mereu comportamentul responsabil, tolerant și de respect față de sine și de alții. Nu există o recunoștință mai bună pentru profesor decât elevii săi. Vă promitem că ne vă străduim mereu. Vom stabili obiective și le vom îndeplini. Vom obține un succes mare în viață și veți putea spune cu mândrie: aceștia sunt absolvenții mei. Deși am devenit parte acestei familii doar 2 ani în urmă, am reușit să am parte de o experiență impresionantă și considerabilă. O perioadă de aprofundare cunoștințelor, rafinare abilităților și maturizare. Vă mulțumim pentru contribuția semnificativă de pedagog în această etapă a instruirii. Vă apreciem timpul și atenția dedicată, educația oferită, răbdarea și inspirația pe care ne-ați hrănit-o. Vă felicităm cu promovarea de succes a clasei în astfel de condiții provocatoare și vă exprimăm gratitudinea pentru
Amintirile create în băncile claselor. Dragi profesori, vă dorim și în continuare să aveți multă răbdare pentru a găsi calea spre inimile elevilor și să le deschideți ușa cunoștințelor pentru a păși spre viață. Vă mulțumim! Iată-ne ajungi la final, dragii mei, la final de an școlar, nu și de drum. Drumul vostru în viață abia începe și cu siguranță va fi un drum bun. Știu că ultimele săptămâni n-au fost deloc ușoare. Am avut atâtea așteptări, atâtea emoții cu privire la absolvirea studiilor liceale, dar în pofida evenimentelor a fost un an grozav. Și să știți că m-am bucurat de orice clipă în care v-am fost dirigintă, profesoară și prietenă. Fiecare dintre voi are un viitor luminos. Folosiți fiecare zi la maxim. Visați lucruri pe care doriți să le realizați. Și munciți, munciți pentru a le face posibile. Trăiți frumos, curajos și deplin. Așa încât la sfârșit de zi să puteți spune, da, a fost o zi reușită. Cunoștințele, aptitudinile și dorința voastră de a progresa nu pot fi stabilite de nicio pandemie. Și să știți că cel mai important examen din viața voastră este să rămâneți demni și corecți. Sunt onorată și mândră că ați fost discipolii mei. Am lucrat cot la cot ca să realizăm lucruri frumoase. Am râs, am plâns, am îndreptățit așteptări și crezuri și, cel mai important, am crescut împreună. Ne-am format și ne-am alimentat reciproc dorința de a fi cei mai buni, de a reuși și de a face lucruri deosebite. Să rămâneți unici și frumoși, copiii mei!